Echipa de fotbal ACS Mediaș mai are nevoie de un singur punct pentru a se califica matematic în play-off, iar următoarea șansă de a-l obține este în partida de la sfârșitul săptămânii. Sâmbătă după amiaza, trupa lui Mihai Ianc va întâlni în deplasare Industria Galda, într-o partidă ce va pune față în față ocupanta poziției a doua a clasamentului cu penultima clasată. În tur, medieșenii s-au impus la limită în partida de pe teren propriu printr-un gol marcat de Răzvan Trif. Calculele făcute, într-adevăr, din aceste ultime două etape, respectiv la Galda și Ungheni pe teren propriu, ne trebuie un punct pentru a fi și matematic în play-off. Deși și la ora asta s-ar putea să fim, depinde și de celelalte rezultate. Bun. Referitor la această deplasare de la Galda, știu, pare așa un joc mai ușor, dar... Din prima vreau să trag un semnal de alarmă, nu va fi. Va fi un meci de luptă pe un teren de dimensiuni mai mici decât Omaiul nostru. Deci din Mediaș, un meci de luptă cu o echipă care se exprimă în cu totul alt mod pe teren propriu față de meciurile din deplasare. Și eu mi-aduc aminte ce meci dificil am avut cu ei și aici la Mediaș, în toamnă. Eu nu uit că în afară de Bistrița și de Ungheni, nicio echipă din primele ale clasamentului nu a reușit să-și ajudece două victorii în întâlnirile cu ei, adică tur-retur, da? Și ținând cont și de aspectul vremii care de marți încoace s-a schimbat radical cu toate ploile astea, cu absolut tot ce s-a întâmplat, mă aștept la un meci de luptă. Sâmbătă va fi un meci de luptă, un meci în care trebuie să te ridici la nivelul adversarului de agresivitate, de duel 1 contra 1 și aici se va juca totul. Pentru că în condițiile de acolo, în condițiile ce ne vor aștepta acolo, sâmbătă va fi destul de dificil să joci un fotbal elaborat, un fotbal curat și așa mai departe. Deci seria asta este foarte echilibrată, e cea mai mare capcană în care putem cădea la ora asta, să credem că cineva ne așteaptă pe noi la Galda, poftiți, veniți, ACS Mediaș, câștigați meciul și plecați acasă mulțumiți. Nu! Aceste meciuri din această serie se vor juca până la final. Observăm clasament, observăm că inclusiv metalurgistul Cugir are șanse la play-off. Deci în afară de Bistrița, care matematic este în primul, șase echipe se luptă în continuare pentru încă trei locuri de play-off. Noi jucătorii considerăm că nu contează locul din clasament. Mergem acolo pentru a lua cele trei puncte. Nu ne interesează calculele. Cu toate că este penultima clasată, asta nu înseamnă nimic. Și ei își doresc să câștige, la fel ca celelalte echipe. Cum a spus și Mister, dacă ne uităm în clasament, doar două echipe au câștigat acolo. Și detașat Bistrița și sperăm să venim cu cele trei puncte acasă și să încheiem sezonul regulat foarte bine, cu încă o victorie. Meciul dintre Industria Galda și ACS Mediaș va avea loc sâmbătă de la ora 15:00.